Ridicată în primul deceniu al secolului trecut și construită să arate ca o corabie ancorată chiar în centrul orașului București, clădirea ce găzduiește Observatorul Astronomic al Capitalei a fost inaugurată în toamna anului 1910. Mi-am construit casa în formă de iaht, având o cupolă de observator, ca în același timp când fac observații cu luneta, să am senzația că plutesc și pe mare, spunea amiralul Vasile Urseanu, marinarul pasionat de astronomie, ce a dăruit semenilor săi această originală construcție capabilă să deschidă ferestrele cerului. Vă aflați acum pe terasa observatorului amiral Vasile Urseanu, care nu degeaba poartă numele unui om, pentru că aceasta a fost casa unui om, unui amiral, care după ce s-a pensionat, a rămas cu pasiunea aceasta astronomia, pentru că pe vremea lui încă se foloseau stelele pentru a naviga și s-a gândit să construiască un observator privat. A fost pentru plăcerea lui, numai că niciodată nu poți să faci astronomie de unul singur, pentru că e atât de frumos că vrei să vorbești și cu alții. Și așa a atras pasionați de astronomie, cam pe la 1910. Și pe vremea aceea aveam chiar și o revistă de astronomie, iar toți pasionații au auzit prin acea revistă de observatorul amiralului. Astfel s-a format aici un fel de grup, oameni care observau stelele prin luneta lui. Noi acum ne aflăm pe terasă, însă avem în spate o cupolă în care se afla un instrument, chiar instrumentul original al amiralului Urseanu și instrument care a fost folosit până în 2014. Observatorul funcționează din 1910 ca observator privat, dar în 1950 s-a redeschis sub formă de muzeu. Întotdeauna a avut titulatura de muzeu, acum este casă memorială oficial. Dar mereu s-au făcut observații astronomice cu publicul și cu pasionați. Practic am avut atunci o expoziție de astronomie la nivelul anilor 1950, apoi s-a modificat până anii 80, iar acum noi avem una nouă pe care o veți vedea, bineînțeles. În paralel cu muzeul, cu activitatea asta muzeistică, avem și observații astronomice și acesta este singurul loc din București unde un om normal poate veni seara să vadă ceva. Și stăm bine aici în București, sunt multe nopți senine, noi avem instrumente noi și vechi și planetele, luna, stelele se văd destul de bine, chiar dacă avem lumină înconjurătoare. Oricine se uită înspre observator din stradă va vedea o grămadă de motive marine. Casa aceasta a fost proiectată de către arhitectul Ion Berindei. Și amiralul a insistat să fie motive marine, sunt tot felul de sculpturi și chiar se spune că i se părea că aici este un fel de punte de iaht sau de vapor. Locul acesta, terasa aceasta, îi amintea amiralului că se află pe mare, bineînțeles, el fiind pensionat nu mai putea să meargă pe mare. Acum ne aflăm în expoziție, într-una din sălile expoziției astronomice. Noi nu avem o expoziție de artefacte astronomice, cu toate că avem în gestiune așa ceva. Avem informații, avem expuse informații și această expoziție este destul de nouă, are doar 2 ani. Și în ea am încercat să arătăm tot universul. Imaginați-vă cum poți arăta universul în 2 camere. E destul de greu. Noi spunem că am reușit, oamenii sunt destul de bucuroși că vin aici și ne scriu după aia că s-au distrat. Avem sistemul solar, în spatele meu sunt planetele. La scară se văd cât de mari sunt una față de cealaltă și bineînțeles că nu puteam să vorbim doar despre planetele din sistemul solar, ci vorbim și despre planetele care se rotesc în jurul altor stele, care sunt cu miile. Și ceva ce nu se știe, dar noi practic am arătat aici, cele mai des întâlnite planete din univers sunt cele ca Neptun. Nu sunt cele ca Pământul sau ca Jupiter. Am încercat să vorbim și despre misiunile spațiale, am încercat să acoperim toate domeniile. Sunt foarte puține imagini aici, fotografii, și singurul panou cu fotografii conține fotografii care nu se pot face de pe Pământ. Sunt luate de sondele spațiale care au trecut pe lângă planete. Aici avem sala stelelor și am încercat să le arătăm oamenilor totul despre stele. În primul rând am început cu mărimea stelelor. Soarele nostru este al doilea obiect ca importanță din viața omului după telefon. Și am reușit să-l punem acolo în comparație cu alte stele și vedem că de fapt este o stea pitică.
Am încercat să le arătăm oamenilor că sunt mai multe feluri de stele. Sunt stele roșii, albastre, noi le clasificăm după culori, adică temperatură, și le-am arătat și cât ți-ar lua să mergi cu mașina până la stele. De exemplu, până la cea mai apropiată stea, ai face cam vreo 45 de milioane de ani cu mașina până acolo. Interesant. Aici, în spatele meu, este fabrica de stele. Este o nebuloasă, de fapt, și fiecare pată pe care o vedeți acolo este, de fapt, un nor compus din gaz, hidrogen, heliu, oxigen, azot și praf, din care se formează stele și planete. Și toate stelele, toate planetele, se află într-o galaxie. Galaxia se vede aici. Este galaxia noastră, în care sunt 200 de miliarde de stele, dar și ea este, de fapt, una din multele galaxii din Univers. Câteva sute de miliarde de galaxii trebuie să existe în Univers, dar noi nu le-am descoperit pe toate. Și cine face turul acestei săli, poate sta și jos pe mochetă să se uite, va vedea că, de fapt, noi trăim pe o planetă mică, care se rotește în jurul unei stele mici, dar măcar suntem singura specie care înțelege așa ceva. Cu asta vrem să rămânem, că suntem totuși în stare să înțelegem tot Universul. Cercetătorii angajați ai Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București susțin periodic prezentări de astronomie pentru marele public. Pe lângă acțiunile de popularizare a astronomiei, la sediul Observatorului se desfășoară în fiecare an, începând cu luna noiembrie, un curs de astronomie generală. Din 1950 până acum se ține un curs de astronomie pentru începători. Și am avut o întrerupere timp de 2 ani cât am fost în renovare, dar l-am reluat de un an și chiar va începe în luna noiembrie și va dura 25 de săptămâni. În fiecare săptămână, seara se ține, pentru că oamenii sunt liberi, miercurea seară, pot veni oamenii aici să afle mai multe despre astronomie. Bineînțeles, noi avem avantajul că avem și observatorul deasupra capului și ieșim cu ei și pe terasă, facem și teorie și practică ori de câte ori se poate. Acesta ar fi cel mai interesant. Mai avem și un curs de astronomie pentru copii. Înscrierile se fac online, dar avem foarte mai mult decât putem pune în sală. Aici ne aflăm în cupola astronomică. Ne aflăm în locul care se vede de departe, dacă vezi pe bulevard, se vede așa o cupolă argintie, în care întotdeauna a fost un instrument astronomic, pentru că după ce avem cupolă în jurul instrumentelor mari, ne protejează de vânt, știți? Și putem să o deschidem când este nevoie. În mod normal, aici ar trebui să fie luneta amiralului, o lunetă Carl Zeiss de 15 cm în diametru, nu foarte mare, dar noi am înlocuit-o pentru că cererea de observații aici este foarte mare și avem nevoie de un telescop computerizat care urmărește singura aștri și ne ajută foarte mult să găsim obiectele rapid. Și avem aici un telescop de 40 de centimetri, însă un telescop ca acesta mărește cam de vreo 400-500 de ori. Și dacă obiectele astronomice sunt sus pe cer, atunci se văd foarte bine și în detaliu, inclusiv luna. Eu vă spun să veniți iarna să vedeți luna de la noi, pentru că este foarte sus pe cer. Vara este mai jos și nu se vede bine. Cupola aceasta are și ceva deosebit care nu ne place neapărat, dar nu avem ce să facem, și anume este manuală. Se deschide ca pe vremea amiralului. Amiralul a făcut-o să o deschidă el cu mâna, să tragă de un lanț și să împingă la ea. Oricum, era o chestie învechită și pe vremea aia, dar s-a păstrat așa pentru că este un monument istoric, clădirea și cupola este construită atunci în 1910. Este o cupolă făcută de Carl Zeiss, pe vremea când exista Carl Zeiss original. Și telescopul este modern, e făcut în Mexic, am trecut în Germania, în Mexic. Noi deschidem cupola aproape în fiecare seară, atunci când avem planete sau este luna pe cer. Stelele, să știți că sunt foarte îndepărtate și oricât de mult le-ai mări, nu se văd decât ca niște puncte. Ori de asta noi preferăm să ne uităm la planete cu acest telescop enorm. Oricând în seriile de joi, vineri, sâmbătă, când este senin, se poate veni și oamenii pot privi prin telescopul nostru de 40 de centimetri în diametru. Amiralul Urseanu a dorit ca această casă să rămână ce a fost. El a fost, bineînțeles, pasionat și de artă. A avut și o colecție de tablouri, iar după ce a murit, soția lui a donat clădirea primăriei.
a donat-o în 1926. Actul de donație scrie clar că trebuie să rămână ce a fost. Niciodată n-am întrerupt activitatea de observație.